atunci în care am atras atenția de Brișova, fac parte din mișcarea Salvați Roșia Montană. Este o mișcare care reprezintă întreaga țară. Ne opunem proiectului de la Roșia Montană și știm că domnul Șova a fost responsabilizat de primul ministru al României să aprobe acest proiect. Domnul Șova, am fărțit roșie pe toate documentele pe care le avea în mână și consider că e un document civic prin care nu am făcut niciun rău. Am atras atenția și trebuie să știe că suntem cu ochii pe el și nu vom îngădui niciun fel de ilegalitate și nicio decizie politică în favoarea proiectului de la Roșia Montană, pentru că ar fi ilegal, ar încălca de la Constituție până la toate legile ce țin de dezvoltarea proiectelor de minerit și de protecția mediului și mai ales de dreptul la proprietate. Suntem foarte indignați de felul în care și-a schimbat guvernul poziția în ultimul an. Nu suntem de acord cu autorizarea proiectului de la Roșia Montană, v-am spus toate motivele și ăsta este mesajul pe care l-am trăit. Eu nu sunt foarte foarte prin care se dorește autorizarea din punct de vedere politic, dar și legal în același timp, a proiectului de la Roșia Montană. Nu suntem de acord cu acest lucru. Întreaga societate civilă și numeroase instituții sprijină cauza salvată Roșia Montană și se opun proiectului de la Roșia Montană. Am ținut să știe și domnul Șova acest lucru, să fie aproape de această energie care se opune proiectului de la Roșia Montană. Și... Dar cine se opune? Numai sunt pe singură. Sunt pe singură. Uitați-vă, vă rog, afară că este un protest în fața prefectului. Ce legea încălcat? Am spus-o așa, dar eu așa după ureche sau aveți legea numărul... Autorizarea proiectului de la Roșia Montană ar însemna în primul rând blocarea legii minerilor.